Ne dorim rată de criminalitate scăzută și mai puțin infractori pe străzi, dar nu ne permitem să asigurăm benzina și motorina pentru mașinile de poliție. Patrulele din județul Suceava au ajuns să cerșească de la primari și chiar de la diversi oameni de afaceri bani pentru combustibil. Gheorghe Iacob, consilier județean, a ridicat în ședință această problemă cu propunerea să se suplimenteze carburantul mașinilor de patrulă. Se sesizează în județ cerere de tot mai mare din partea organelor de poliție a unor cantități de motorine din partea primarilor, dar nici aceștia nu au așa ceva. Rugămintea. Poate reușim să găsim o soluție din puținul Consiliului Județean ca să nu mai obligăm pe primar sau chiar oameni de afaceri solicitați să asigure motorină sau benzină pentru organele de poliție, lucru nedorit. Să găsim o soluție pentru a asigura acestor polițiști necesarul de motorină și benzină pentru a asigura o patrulare corespunzătoare în localitățile județului.